Tot o spune, cu ce gânduri plecați pentru meciul liderul? Gândul de a câștiga meciul. Respectăm Petrolul, tradiția Petrolului. Au un antrenor foarte bun, îl cunosc. O echipă organizată. O să fie, sper eu, un meci bun. Băieții împreună cu colegii mei o să încercăm să dăm totul pentru victorie. Băieții s-au pregătit foarte bine, sunt mulțumit de ei și împreună vreau după meci, duminică, să fim bucuroși. Cum îi simți așa după ce? Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Mai relaxați, puțin. Am încercat în antrenamente să le dau plăcerea, să le dau numai mingea, plăcerea de a juca fotbal. Până la urmă, fotbalul este un sport. Nu numai Petrolul, urmând și o serie foarte, foarte grea. Deci, 4 meci. Nu fac niciun fel de probleme. Deci, v-am zis și data trecută, orice echipă poate să bată pe cealaltă. O să mergem și la Chiajna să câștigăm, dar important este primul. Domnule Ștata, dumneavoastră ce vi s-a transmis? Doar pentru meciul cu Petrolul veți pregăti echipa sau nu vi s-a transmis niciun termen? Nu mi s-a transmis nimic. Sunt antrenorul principal, am înțeles cu acte în regulă și înregistrate la federație. Restul e treaba conducerii. Eu fac treaba cât mai bine cât sunt aici. Și încerc să fac o atmosferă bună, încerc să-i ajut pe băieți. S-a mărit și contractul? Nu e treaba din asta. Este blocajul psihic al jucătorilor s-a îmbunătățit sau se vede o îmbunătățire, că vorbea și despre... Bineînțeles, bineînțeles. Băieții sunt foarte bine, sunt montați, s-au pregătit foarte bine, sunt chiar sunt mulțumit de ei. Puteți să fiți mai spre aproape? Am un pic mai spre aproape, mersi. E ok. Da, o să fie o serie de meciuri mai grele. Dar, dacă e să ne gândim la ce a fost până acum, toate au fost la fel de grele. Eu am mare încredere că vom putea să trecem peste această serie și să obținem și puncte. Dar pentru asta trebuie să muncim mai mult și să lăsăm capul jos. Eu prefer să fiu un jucător de echipă și aș vrea ca în continuare și ceilalți colegii mei să lupte mai mult pentru echipă. Să lăsăm mai mult în teren decât am lăsat până acum. Pentru că până la urmă trebuie să facem ceva pentru echipa asta, că e echipa unui oraș mare. Vă zic că a fost o problemă și o problemă de atitudine și partea voastră atunci? Tot timpul când ești de pe teren și simți că puteai să faci mai mult, e o problemă de atitudine. De obicei, prin schimbarea antrenorului, se face un șoc la echipă. De obicei, totdeauna pozitiv și... Nu știu dacă e totdeauna pozitiv. Asta nu pot eu să comentez acum. Urmează să vedem ce se întâmplă pe teren. Noi, cei care jucăm pe teren, acolo avem cuvintele și armele noastre. Restul ce se întâmplă în conferințe sau în declarații e praf în ochi. Alex? E ca o rătură. Da, vor fi niște meciuri grele, dar și frumoase după părerea mea. Adică sunt 4 meciuri televizate în care noi jucătorii tineri putem arăta care va la noastră. Sunt duminică, vom juca cu liderul, asta nu ne sperie, și eu zic că din potrivă face o impresie bună. Ai venit la Brașov într-o fostură de mare speranță, totuși nu ai confirmat încă așteptările, ai și jucat destul de puțin, să spun. Am jucat, nu pot să dau vina pe multe. Da. E o problemă de adaptare? Nu, pot să zic, grupul m-a primit foarte bine. Eu zic că am nevoie puțin de timp, chiar dacă sunt tânăr, nu cred că mai așteaptă nimeni, dar cu siguranță voi demonstra ce pot în aceste 4 meci. Din ce simți până acum echipa și din ce ai văzut și jucători, cu echipieri, tot ce înseamnă FC Brașov,
clar valoarea nu va fi pe locul 15. Nu e nevoie de mai mult să îmbunătățiți la voi ca să urcați în clasament. Da, eu zic că valoarea noastră e de loc primele 10, dar eu zic că putem face la urmă de asta, spun, aceste 4 meciuri putem să luăm anumite puncte. Au fost meciuri accesibile, dar nu au luat nimic, din păcate. Andrei, voi umpleam și la banderola Egeridan? Da, capitanul să fie de primul capitan, da. Și la meciul ăsta, eu nici n-ar trebui să le spun nimic la băieți. În momentul când joci cu locul 1, joci cu Petrolul, meci televizat, eu cred că eu nici n-aș trebui să scot niciun cuvânt. Mai ofensiv? Normal. Mulțumesc.